Agenția pentru Protecția Consumatorilor va prezenta astăzi rezultatele testelor de laborator privind cantitatea în exces a lichidului după congelarea peștelui. Inspectorii instituției s-au autosesizat în urma mai multor apeluri telefonice parvenite de la consumatori care s-au plâns că ambalajele sunt pline cu gheață. Săptămâna trecută, reprezentanții agenției au prelevat 31 de mostre și produse din pește congelat din 5 rețele de comerț din Chișinău. Probele au fost codificate și plasate în laboratoarele acreditate pentru efectuarea testărilor privind cantitatea de lichid obținut la decongelare.